În altul decret regal, numărul 3889. Prin grația lui Dumnezeu și voință națională, rege al României, la toți de față și viitori, sănătate. Asupra raportului ministrului nostru secretar de stat al Departamentului de Războiu, sub numărul 4245 din 9 noiembrie 1924. Am decretat și decretăm. Se înființează cu începere cu anul școlar 1924-1925 un liceu militar la Cernăuți, Bucovina. Acest liceu militar din Cernăuți se va numi Liceul Militar Ștefan cel Mare și va avea ca patron pe Sfântul Ștefan. Dat în București la 25 noiembrie 1924. Bătrână cetate, cine a venit la tine? Iată fiii tăi ce i-ai crescut. Bătrână cetate, cine a venit la tine? Sunt fiii Maicii României. Ești mamă, ești tată și frate și soră, și șoimii de azi la tine vin. Sunt cei aleși să stea de veche la zidul Maicii României. Bătrână cetate, de când tu te-ai născut, pe fiii tăi i-ai ținut la sân. Iar cei în neființă în ceruri sunt scut, de sus tot fiii tăi rămân. Ești mamă, ești tată și frate și soră, și șoimii de azi la tine vin. Sunt cei aleși să stea de veche la zidul Maicii României. Noi fiii tăi ce ne-ai crescut. Bătrână cetate, cine a venit la tine? Noi fiii Maicii României. Ești mamă, ești tată și frate și soră, noi șoimii de azi te prețuim. Suntem aleși să stăm de veche la zidul Maicii României. Noi te cinstim, veghem să-ți crești în pace. Țării tale ai hotărât să fii bravoșteni uniți cu demnitate. Ești mamă, ești tată și frate și soră, noi șemii de azi te prețuim. Suntem aleși să stăm de veche la zidul Maicii Române. Noi șoimii de azi te prețuim. Suntem aleși să stăm de veche la zidul Maicii României. Sunteți aleși să stați de veche la zidul Maicii României.